Te salut, Națiune, și îți urez bun venit la nou clip. Bun venit la un nou episod de Săptămâna Parfumată Gavo. Astăzi episodul numărul 43. Vorbim despre cele 5 parfumuri pe care eu le voi purta în această săptămână și care totodată pentru voi nu reprezintă nimic altceva decât recomandări de testare. Testați înainte, vedeți dacă vă plac, vedeți cum performează pe pielea voastră și abia ulterior decideți dacă merită sau nu să achiziționați o sticlă sau, de ce nu, sticlele întregi. Ca să nu pierdem vremea, începem cu prima intrare în această săptămână. Vorbim despre un parfum de designer, vorbim despre un parfum dintr-o colecție foarte dragă mie, vorbim despre una dintre casele mele preferate all time și, desigur, vorbesc despre casa Mugler. Vorbim despre ultima creație din această linie, linia Amen. Vorbim despre Amen Phantasm sau Phantasm, cum vreți voi să-i ziceți. O compoziție absolut încântătoare, care conține ciocolată neagră, conține piper roz, conține de asemenea bergamotă, salvie și patchouli. Un parfum de la care eu unul personal aveam așteptări foarte mari și mă bucur, implicit să vă zic și vouă cu această ocazie, că așteptările alea au fost împlinite. Absolut superb din punctul meu de vedere, pentru un parfum de designer, atenție, raportarea se face la acest aspect în primul și în primul rând, doi la mână, raportat implicit la ultimele creații din această linie a celor de la Mugler. Vorbim despre o notă de ciocolată foarte, foarte bine făcută, foarte frumos făcută, foarte delicioasă. Vorbim de asemenea despre un parfum cu o performanță foarte bună. Din nou, raportarea se face la ultimele creații din această linie. Pentru mine, parfumul ăsta nu seamănă mai deloc cu originalul Amen, așa cum puteți vedea în diverse clipuri sau diverse postări din mediul online, chiar absolut deloc nu se aseamănă cu originalul. Mai mult decât atât, se aseamănă, din punctul meu de vedere, foarte mult, sau într-o oarecare măsură, cu Pure Tonka, care a fost unul dintre preferatele mele din această linie. Se aseamănă într-o oarecare măsură cu Pure Coffee, de asemenea, pentru că eu sesizez și o ușoară notă de cafea în cadrul compoziției, care se reîntâlnea de asemenea și în originalul Amen. Un parfum care, din punctul meu de vedere, poate fi considerat chiar unisex, deși el este marketat pentru bărbați. Sincer să fiu, aș putea vedea, în anumite circunstanțe, chiar și o femeie purtând un astfel de parfum. Aceea sticlă cu același atomizor, nu înțeleg de ce se vaită lumea tot timpul când vine vorba despre atomizoarele celor de la Mugler din această linie, n-am avut niciodată o problemă. Un parfum, hai să zicem, mai de temperaturi moderate și scăzute, tocmai prin prisma faptului că este un gurmand, dar din punctul meu de vedere, un gurmand excepțional, foarte bine făcut, foarte calitativ, cu ingrediente de foarte bună calitate și care poate rivaliza, fără niciun fel de problemă, cu parfumuri de nișă, mult mai scumpe, de la case cu pretenții mult mai mari, atât de bun este. Ăsta este parfumul zilei de luni, este pur și simplu o încântare, să-i resimți aroma, apropo însă și port și astăzi. Dar, da, bravo Mugler, foarte, foarte frumos, foarte interesant și neașteptat de bun. Și dacă tot am vorbit de ciocolată, zic ca toată săptămâna 43 să fie despre această notă. Și a doua intrare din această listă, parfumul zilei de marți, o altă creație absolut spectaculoasă, extrem de delicioasă, extrem de frumoasă, extrem de calitativă. Vorbim despre Rococo de la The Merchant of Venice. Absolut, absolut încântător. Aici, tonurile de cacao sunt mai proeminente, combinate cu tonurile noase, dar, din nou, aspectul ciocolatiu este foarte sesizabil. Și este cel mai important în toată această compoziție. Un parfum unisex, din nou un parfum de temperaturi moderate și scăzute, un parfum cu performanță pur și simplu colosală, un parfum care, din punctul meu de vedere, funcționează de minune la o ținută semiformală și formală. Are un sentiment foarte ridicat de opulență, dacă vreți, această compoziție a celor de la The Merchant of Venice, o casă care îmi place fantastic de mult și pe care vă recomand și vouă cu toată tăria. Parfumul zilei de marți, Rococo, de la The Merchant of Venice, din colecția Murano. Următoarea intrare, tot un parfum cu ciocolată, dar de data aceasta combinată cu o notă absolut uluitoare de ardei iute, de chili mai exact.
Vorbim despre l'artisan parfumeur și parfumul este același, Piment Brulan. Senzațional! Parfumul ăsta este unul dintre parfumurile mele preferate din întreaga colecție și în mod deosebit în sezoane cu temperaturi mai ridicate. Pentru că nota aia de ardei iute este pur și simplu excepțională, foarte revigorantă, foarte recoritoare. Ăsta ar fi termenul cel mai bun descriptiv și combinată de asemenea cu o notă de ciocolată amară. Performanță foarte bună, calitate excelentă a compoziției, parfum care, din câte știu eu, este discontinuat în gama celor de la L'Artisan Parfumeur, un parfum de tot anul, ăsta poți să-l porți indiferent de sezon, indiferent de temperatură, parfum extrem de versatil, implicit din punct de vedere al ținutei la care alegi să-l asortezi și un parfum masculin. Faceți abstracție de faptul că este concentrația apă de toaletă, n-are absolut nicio legătură, performanța este pur și simplu excelentă cu acest Piment Brulan. Mai departe, rămânem tot la ciocolată și ne ducem la Unique Luxury, unde vorbim despre o altă nebunie, vorbim despre Hidden Accords. O altă compoziție în care nota de ciocolată este elementul principal. Din nou, foarte delicios, foarte gurmand, foarte complex, foarte carnal, voluptos. O compoziție care, din nou, poate fi purtată și de către doamne și de către bărbați, fără niciun fel de problemă. Un parfum de temperaturi moderate și scăzute, din punctul meu de vedere. Un parfum cu calitate și un parfum cu o performanță, de asemenea, foarte, foarte bună. Excelentă interpretare a celor de la Unique Luxury. O compoziție care, cu siguranță, va fi pe placul tuturor celor împătimiți de parfumuri gurmande și, în mod deosebit, de ciocolată în parfumerie. Parfumul zilei de joi, așa cum am spus, de la Unique Luxury, și mergem la parfumul zilei de vineri și vorbim despre Orto Parisi. În mod evident, compoziția este Bocanera. Bocanera, sau cum îmi place mie să-i spun, Black Afghano cu ciocolată. Că propriu zis asta și este. Este Black Afghano de la Nasomato, dar cu o notă de ciocolată neagră inclusă în cadrul compoziției. Și nu vă așteptați să fie o notă extrem de carnală, extrem de dominantă, extrem de puternică, chiar absolut deloc. Vei primi senzația specifică ciocolatei, dar nu într-atât de puternic încât să deraieze restul compoziției. Tocmai de aceea eu îi și spun Black Afghano cu o notă de ciocolată. Pentru că, propriu zis, miroase similar, ca să nu zic aproape identic cu Black Afghano, dar ai nota aia de ciocolată neagră, de ciocolată amară, care este sizabilă mai mult în deschiderea parfumului și stă relativ în spate, în spatele celorlaltor elemente care alcătuiesc această creație. Performanța excepțională, nu ai ce să-i bagi de vin acestui parfum, este un parfum de tip nuclear, dacă vreți, un parfum masculin, un parfum pentru temperaturi moderate și scăzute. Bocanera de la Orto Parisi închide săptămâna numărul 43, săptămâna parfumată. Acestea fiind spuse, acestea sunt parfumurile pe care eu vi le recomand în faza inițială să le testați, să le încercați, să trageți singuri niște concluzii, să vedeți dacă vă plac, să vedeți cum funcționează acestea pe pielea voastră și abia ulterior, singuri și exclusiv în virtutea propriilor voastre păreri sau concluzii, n-aveți decât să decideți dacă merită sau nu merită să le achiziționați. Din punctul meu de vedere, dacă ești un împătimit al ciocolatei în parfumerie, atunci sunt parfumuri care merită achiziționate. Dar nu recomand să o faceți orbește, pentru că s-ar putea să nu vi se potrivească. În altă ordine de idei, luni 21 octombrie, flash sale, parfumeria Gavo, pentru cei interesați să testeze, pentru cei interesați de calitate în primul și în primul rând, nu de cantitate neapărat. Aveți promoțiile puse atât pe site, atât în lista de decantare, cât și pe secțiunea de comunitate a acestui canal. Eu mă opresc aici, vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune. Numai bine!